Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina, prima unitate de învățământ din Olt, care a înființat clase de învățământ profesional dual, așteaptă să-și completeze clasele. După prima sesiune de înscriere, s-au completat doar cu puțin peste jumătate dintre locuri. În planul de școlarizare s-a aprobat, de fapt, și la solicitarea agenților economici, două clase de învățământ profesional dual de către SCEAL Roslatina, una din domeniul mecanic și una din domeniul electric, și două de profesional de stat. Una din ele tot de SCEAL Ros solicitată și cealaltă de mecanici auto în urma solicitării serviciilor de pe raza municipiului Slatina. Absolvenții de gimnaziu nu se mai îndreaptă ca în anii trecuți nici spre învățământul profesional dual, unde au mai multe beneficii decât la învățământul profesional de stat. Autoritățile încearcă să-i convingă că pentru mulți dintre ei reprezintă o mare oportunitate de a se pregăti într-o meserie la mare căutare și să se angajeze la finalul studiilor. Care ar fi avantajele celor care vor să urmeze învățământul profesional dual? În primul rând, siguranța unui loc de muncă după absolvirea celor 3 ani de școală profesională, pentru că agenții economici, toți agenții economici de pe platforma Slatina au nevoie de forță de muncă. Posibilitatea înscrierii după angajare la cursurile SRL ale liceului și nu în ultimul rând faptul că au o bursă consistentă față de cei de la învățământul profesional de stat. Situația se prezintă asemănător la nivelul întregului județ. Numărul locurilor de la învățământul profesional sunt ocupate doar cu puțin peste jumătate, după prima sesiune de înscriere. Pentru anul școlar 2021-2022 am avut un număr total de 31 de clase de învățământ profesional. Din aceste 31 de clase, 3 aparțin școlii profesionale speciale Balș cu un regim special, iar 4 clase sunt de învățământ dual. Aceste 4 clase de învățământ dual sunt realizate, însă nu un procent de 100%. Mai avem încă nevoie de elevi sau mai avem încă locuri pentru elevi care doresc să opteze pentru această formă de învățământ. Pentru învățământul profesional de stat, suntem foarte mulțumiți de prima etapă de repartiție. Vă putem spune că avem un procent de realizare, să zicem, de undeva la 80-85%, însă copiii se pot înscrie și în etapa a doua și în etapa a treia, deoarece pentru majoritatea calificărilor pe care le școlarizăm mai există locuri disponibile. Există însă și specializări pentru care numărul elevilor înscriși este mai mare decât cel al locurilor existente. În aceste cazuri, unitatea de învățământ stabilește criterii de departajare. Există clase cu cereri foarte multe. Peste Aurelian are clase de alimentație publică care sunt foarte căutate. Matei Basarab Caracal are clase de alimentație publică. Observăm o tendință a elevilor de a alege prioritar domeniul serviciilor. Asta înseamnă că vor să se școlarizeze pe alimentație publică, industrie alimentară, frizer, coafor, stilist și chiar domeniul economic. 25% dintre absolvenții de gimnaziu din acest an de la nivelul județului Olt au obținut medii sub 5 la evaluarea națională și s-ar putea îndrepta spre învățământul profesional. O parte dintre ei se vor alătura după repartizarea computerizată celor peste 300 de elevi care au ales să nu participe la examen, optând din start pentru învățământul profesional.